7 octombrie 2023. Vreau să vă prezint o frumusețe de facelia. Și uităm vremea asta și e 5:30 seara. Uitați ce frumos e. Încă vizitate de albinuțe, sunt nebunite că altceva nu mai găsesc. Bine, aici în stupina noastră de la Dej mai găsesc. Avem tot felul de flori care înfloresc acum târziu toamna și sunt melifere, dar facelia iese de departe în evidența anul ăsta. Foarte, foarte frumos ni s-a făcut și anul ăsta au putut și ele să profite de ea, fiindcă anul trecut am pus-o un pic prea târziu și am florit, dar era prea târziu, n-am mai apucat să culeagă de pe ea. Da, anul ăsta, uite că o vizitează bine. Și înflorită de o lună și? De o lună și. Cel puțin de o lună e înflorită. Vedeți că s-a format deja și sămânță. Uite, să strâng sămânță de pe ea, că asta teoretic se poate replanta. Și chiar multă. Trebuie lăsată. Bine, ar trebui pusă un pic mai repede. Oare când am semănat-o? Cam în iulie, spre sfârșit, cam atunci. No, pe final de iulie. Mă înțeleg aici cu mama mea că sunt la ea. Și uite ce frumoase straturi de facelia avem. Acum în 7 octombrie. Și mai avem și alte plante aici care... Tot cam de vreo lună sunt vizitate de albine. Vedeți câtă floare deja este uscată, dar mai apare și nouă. Cred că încă vreo săptămână, două mai ai floare pe... Mă întorc și la... Tot același soi, da? Sau tot aceeași plantă, dar alt soi, mai mic. Și ăsta e vizitat. Uite aici, Mihai. Uite. Așa. Uite, să le prindem albinuțele. Și să vă fac și o poză de ansamblu. Asta chiar ne place, că e foarte bună la borduri, așa, de borduri, de straturi, de flori. Uitați ce frumos se și vede. Da. Am vrut să vă prezint un pic. Dacă vrei și asta care ai pus să recem. A, și noutatea. Și noutatea grădinii. Uite, e o salvie care înflorește toamna, ceva soi care înflorește toamna. Anul viitor, dacă rezistă și se mulțește, să vi-l prezint eu mai bine. Dar observați că e o plantă frumoasă. Flori de toamnă. Să avem o vară cât mai lungă. Și uite cât de vizitată e. Uite cum o cercetează în fiecare floricică. Asta am vrut să vă arăt ce fac albinuțele noastre în perioada asta. Îți mai dezmorțesc așa un pic aripile pe floricele astea care le avem aici lângă stupină. Vedeți acolo în spate stupina noastră de la Dej. Eu vă salut cu drag pe toată lumea. Sunt iarăși un pic în România pentru câteva zile. Numai bine, sănătate multă tuturor!